Consiliul Județean și Crucea Roșie Iași organizează campania Umanitatea nu are granițe. În urma aprobării protocolului de colaborare între Consiliul Județean Iași și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Iași, pentru desfășurarea campaniei Umanitatea nu are granițe, Consiliul Județean va pune la dispoziția SNCRR un spațiu în incinta Centrului Expozițional Moldova pentru depozitarea și colectarea de bunuri și materiale destinate cetățenilor afectați de conflictul militar din Ucraina. În urma aprobării de către Consiliul Județean în procedură de urgență a protocolului propus pentru a fi demarat cu Crucea Roșie, începând din acest weekend instalăm o primă locație pentru colectarea de ajutoare, astfel încât Crucea Roșie să-și poată suplimenta capacitatea de răspuns la situația de urgență. Astfel, în parcarea de aici, de lângă Consiliul Județean, vom amenaja un punct de colectare împreună cu voluntarii noștri și ai Crucii Roșii, cu program în weekend 10-16 și în timpul săptămânii 12-18, un punct în care invităm ieșenii să aducă produse care pot fi de ajutor în această perioadă. Și ne referim aici la produse alimentare greu perisabile care ar putea fi utilizate, de asemenea cazarmament, eu știu, pături, pilote și așa mai departe, produse pentru bebeluși, șervețele, scutece și, de asemenea, alte tipuri de produse care ar putea fi utilizate în această perioadă și pe care Crucea Roșie ar putea să le utilizeze. Totodată va fi amenajat un cort al Crucii Roșii în parcarea Consiliului Județean Iași pentru colectarea de donații pentru civilii din Ucraina, care se confruntă nu doar cu o criză militară, ci și cu lipsa alimentelor și a produselor de bază.